care încearcă poziționarea noastră undeva pe un loc mai jos în opțiunile de vot ale românilor, pentru a putea fi probabil furați la alegerile care vor urma. Totodată, este și o încercare de a crea false așteptări, atât electorale, celorlalte partide, cât și să demobilizeze propriul nostru electorat. Numai că la firul ierbii, această manevră nu ține. Lumea înțelege, de fapt, ce se întâmplă. Înțelege toate mașinațiunile care sunt făcute împotriva noastră și care nu fac altceva astăzi decât să spunem românilor de bun simț că noi mergem mai departe. În ciuda tuturor acestor atacuri, nu ne vor dobori niciodată.